Asculți Nutriție dincolo de farfurie la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine vă regăsesc, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nutriție dincolo de farfurie. Sunt Adriana Ionescu, nutriționist, coach de nutriție și sănătate și astăzi vreau să vă vorbesc despre hrana prin cele cinci elemente. Într-o lume în continuă evoluție, în care suntem adesea absorbiți de agitația cotidiană, este esențial să ne întoarcem la rădăcinile noastre și să ne conectăm cu cele cinci elemente fundamentale care reprezintă hrana pentru întreaga ființă umană. Pământul, apa, focul, aerul și spațiul sau prana sau energia vitală sunt părți ale mediului înconjurător, dar nu numai atât. Sunt și elemente ce oferă un meniu divin pentru trup, minte și spirit. Aceste elemente, atât de omniprezente în natură, au puterea de a hrăni și echilibra aspectele noastre esențiale, oferindu-ne nu doar nutrienții necesari pentru trup, ci și energia subtilă și conexiunea spirituală, care sunt esențiale pentru o viață împlinită și armonioasă. În această călătorie de reîntoarcere la origini, descoperim că hrana noastră nu se limitează la ceea ce punem în gură, ci cuprinde o armonie a elementelor care, atunci când sunt onorate și integrate conștient, devin elixirul vital al existenței umane. Așa cum spune și Ioan Prisecaru în Cartea Condimentarea Creatoare, energiile Pământului și ale Soarelui influențează sistemul nostru uman. Noi trăim în acest câmp electromagnetic creat de Soare și Pământ și ne aflăm în această curgere a energiilor dintre Soare și Pământ și de aceea e nevoie să ținem cont și de ele. Față de ele suntem mereu într-un echilibru relativ în funcție de compoziția chimică a corpului și de starea noastră emoțională și sufletească. Primim energia din univers în funcție de structura chimică și energetică pe care o au atât celulele, cât și lichidele noastre din corp. Atunci când una dintre energiile cosmice devine predominantă în detrimentul celeilalte, în ființa umană se produc disarmonii cu impact în planurile fizic, mental și emoțional. Și atunci ne întrebăm ce e de făcut. Ce poate fi de făcut decât să ne conectăm în mod armonios cu energiile Pământului, cât și cu energiile solare? Pentru că primim hrana prin cele cinci elemente: Pământ, Soare, Foc, Aer și Prană. Aceste cinci elemente um, sunt um, reflectate în diverse filozofii și tradiții culturale inclusiv cele din China antică, Grecia sau India. Și acum să vorbim de hrana prin cele cinci elemente și să ne ocupăm puțin de elementul foc. În corpul nostru, elementul foc se află în proporție de aproximativ 4%. Sursa focului și luminii nu este alta decât soarele, bineînțeles. În corpul uman, sursa focului o reprezintă metabolismul. Focul lucrează în sistemul digestiv și în materia cenușie a creierului, unde focul se manifestă ca și inteligență. Dintre funcționări ale focului trupesc, amintim, digestia, sistemele metabolice și enzimatice, temperatura corpului, procesele de gândire și de vedere. Elementul foc ne ajută la lupta împotriva depresiei. El poate să prevină depresia dacă avem suficient din acest element în ființa noastră, dar chiar poate să o și vindece. Ameliorează de asemenea durerile articulare, menține oxigenarea optimă a țesuturilor. Și, de asemenea, soarele aduce beneficii importante în dezvoltarea și menținerea optimă a musculaturii. Întărește sistemul imunitar prin favorizarea creșterii numărului de globule albe de limfocite. Aceste limfocite au rolul de a lupta împotriva bacteriilor și de a menține corpul sănătos. Este foarte important să fim atenți ce foc arde înăuntrul nostru. Focul resentimentelor, al furiei, ambiției sau focul pasiunii, focul compasiunii, focul dorinței de a construi și de a realiza ceva măreț. Să fim atenți la aceste aspecte și de asemenea să fim atenți cum să curățăm focul dinăuntru nostru. Știți că meditația cu privitul focului datează din vremuri antice? Putem să stăm 3 minute să ne uităm la foc, și putem să stăm și cu spatele 3 minute pentru a expune coloana vertebrală la căldură. Este indicat să ne plimbăm la soare, după cum bine știți, când razele lui sunt blânde, dimineața sau la apus timpuriu. Sau în funcție de gradul de căldură pe care putem să-l suportăm, astfel încât să avem o plimbare benefică și plăcută care să ne susțină astfel sănătatea. Noi nu ne hrănim doar cu nutrienții aduși din alimente, ci și cu multă, multă căldură. Căldura este adusă de alimente și de soare, cum am mai spus. Alimentele conțin în ele energia solară. Cele crescute la suprafață și a... Dar rădăcinoasele nu conțin lumina solară, ci ele conțin energia pământului, conțin energia in. Meridianele preiau căldura de la ce bem, de la ce mâncăm și de la ce practicăm. Veganii nu sunt foarte avantajați din acest punct de vedere, deoarece cruditățile nu aduc căldură. Procesul de digestie consumă în general foarte multă căldură, cea mai mare cantitate de energie din toate celelalte procese ale corpului. Veganismul trebuie susținut cu multă practică energetică, cu meditații, cu mișcare, cu stat mult în natură, pentru a compensa deficitul de căldură adus din alimente este nevoie ca și vegan să stai într-o anumită stare de spirit pe o anume vibrație și să ai un anume stil de viață. De aceea fiecare este îndemnat să își observe reacțiile corpului și să aleagă ce este mai potrivit pentru el. Acum să trecem la elementul aer. După cum observați, fără mâncare, după cum bine știți, Că fără mâncare, omul poate să trăiască până la 40 de zile. Chiar fără apă, omul poate să stea până la 5, 6 și chiar 7 zile. Dar fără aer, doar 3 minute, maxim să zicem 4 minute, pentru cei antrenați să -ți țină respirația. Iată deci cât de important este aerul pentru existența noastră. În corpul nostru există 6% aer. Bineînțeles că aceste procente sunt uh, oarecum o aleatorii, dar uh, cam aceasta este proporția. Din acest procent de 6%, mai puțin de 1% constituie respirația. Restul se află pur și simplu în corp, în plămâni, în inimă sau în mușchi. Acestea funcționează mai bine dacă au oxigenul de care au o nevoie. Dacă trupul este privat de oxigenul necesar, mușchii devin rigizi deoarece au nevoie de aer, altfel nu vor mai funcționa optim. Și ați văzut că atunci când stăm în apă, la mare sau la piscină, putem să facem pluta. De ce putem să facem pluta? Pentru că avem aer în noi. Elementul aer este afectat de sunete, de emoții, de gânduri. Vibrațiile acestora se vor găsi în aerul pe care îl respirăm. Dacă cineva țipă sau este furios, nu prea-ți mai vine să stai în locul ăla, pentru că locul se încarcă și devine un loc de joasă vibrație care ne afectează sistemul. Se spune că ceea ce gândești despre tine vor gândi și alții despre tine, pentru că gândurile noastre se duc în aer, de unde sunt preluate prin câmpul mental de către ceilalți. Pe când aerul din natură ne calmează, ne dă o stare de, de bine și de, îl și numim aer curat cu oxigen, nepoluat, neîncărcat cu vibrații de joasă frecvență. Dacă facem mișcare intenționată, ritmică, chiar și pentru puțin timp, aerul va oxigena țesuturile în profunzime. Și de aceea, exercițiile de sport uh, pun accent pe respirație, pentru că respirând, oxigenul ne va hrăni mușchii și este hrană pentru țesuturile noastre. Să trecem la elementul pământ. Elementul pământ se află în corpul uman în proporție de 12%. Practic, este proporția cea mai mare din toate cele 5 elemente. Deși este doar în proporție de 12%, constituie miezul fizicalității noastre. Deconectarea de la pământul pe care trăim duce la dezorganizarea structurii interioare la nivel energetic întâi și apoi la nivel fizic și apar în timp bolile, slăbiciunile și așa mai departe. Este înțelept sau este o alegere bună să stăm cu tălpile goale pe pământ sau să lucrăm pământul cu mâinile? palmele și tălpile sunt foarte sensibile la acest lucru, dat fiind că avem terminații nervoase la palme și la tălpi și avem de asemenea aici și capătul unor meridiane energetice. O conectare cu pământul duce la creșterea și îmbunătățirea capacităților cerebrale. Nervii tălpilor aflați în contact cu pământul Dezvoltă o mai bună înțelegere a interacțiunii sale cu mediul înconjurător și, de asemenea, experimentează o mai mare conștientizare a corpului. Crește agilitatea, întărirea mușchilor de la picioare se face mult mai repede. Și prin aceste lucruri, energia de a face lucruri, de a pune în practică ceea ce ne dorim, crește inclusiv puterea de a manifesta banii în viața noastră. Dacă ești deconectat de la pământ, ești deconectat și de la abundență și de la bani. Grădinărit, prelucrarea lutului, luarea copacilor în brațe, lucrul cu pământul, cu apa, cu plantele, băile de noroi, băile de nămol, practic. A fi în contact cu pământul și a face baie într-o apă, în mediul natural, la mare, sau într-un râu, sau într-un lac, duce la creșterea energiei pământului. Este indicat să băgăm mâinile în noroi, să lucrăm pământul cu mâinile. De câte ori corpul nostru este în contact cu pământul, el se reorganizează, întărește memoria corpului. Și energia fizică, astfel încât emoțiile, energia lor, a acestor emoții, nu vor mai avea o structură informațională care să ne cuboare vibrația. Puterea fizică, vigoarea fizică este fundamentul echilibrului nostru psihologic și implicit acelui emoțional. Este foarte indicat ca Înainte să luăm cina, dacă putem să facem o plimbare scurtă de 30 de minute cu tălpile goale pe pământ. Și apoi când mâncăm, modul în care alimentele sunt asimilate va fi diferit, va fi îmbunătățit. Digestia oricum se întâmplă, dar asimilarea se face la alt nivel, atâta timp cât ești aliniat cu pământul într-un mod optim. Mâncarea este ceea ce reprezintă elementul pământ, și așadar, pentru a fi cât mai aliniat cu elementele naturii din care suntem făcuți, este necesar să avem grijă ce fel de mâncare introducem în sistemul nostru. Da, știm că este bine să mâncăm sănătos, este bine să atingem mâncarea cu mâinile sau măcar să punem mâinile deasupra mâncării pentru a ne simți conectați cu elementele pământului. Vom ști imediat dacă acea mâncare este bună pentru noi în acel moment. Să încercăm să ne conectăm cu energia din fiecare aliment și cu ce anume ne transmite ea. Niciodată corpul nu este același de la un moment la altul și un aliment sau altul este potrivit sau nu în momente diferite. Antrenând această conștiință, vom ști ce este bun pentru noi sau nu. Alimentele sunt vii, ele au o viață a lor, fie că sunt plante, fie că sunt animale. Ele devin hrană pentru noi și e nevoie să le consumăm cu gratitudine și cu recunoștință. Mâncarea noastră din farfurie nu este doar o substanță, ci ea este însăși viața. Comportându-ne în acest fel cu gratitudine față de mâncare, se schimbă și felul în care se comportă substanțele din alimente în corpul nostru. Asta înseamnă a mânca conștient. Și acum să trecem la elementul apă, care este în proporție de 72% în corpul nostru. Iată, am zis că este proporția cea mai mare la Pământ, dar nu este apa. Și este nevoie să îi acordăm o atenție după cum știm din ce în ce mai mare, pentru că ea deține o im o memorie imensă, deține memoria tuturor locurilor pe unde a trecut și de exemplu, dacă trece prin 50 de cotituri în conductele de apă, studiile spun că devine 60% otrăvitoare și dacă o bem imediat de la robinet, ea va acționa ca și o travă în sistemul nostru. Otrăvirea nu este chimică, ci este moleculară. Dacă o lăsăm să stea o vreme, să se așeze în ea, ea își va reface structura moleculară. Bunicile noastre puneau apă de seara în recipiente și abia a doua zi apa era băută. După cum știm, anticii făceau un ritual de purificare a apei și acest lucru s-a. Transmis până în zilele noastre, este bine să reținem că apa din bidoanele de plastic reacționează la temperaturi de peste 19 grade Celsius și reacționează cu plasticul în care este ținută, au loc reacții chimice care degajă substanțe nocive pentru organism și devine o apă moartă și se creează helminți la 19 grade. De aceea, este indicat să bem apă din sticlă de sticlă, cum se spune. Circuitele electrice din creier um, pe, vor funcționa mai bine în momentul în care bem o apă de bună calitate. De aceea este foarte bine să avem grijă de uh, apa pe care o bem. Um, restul este prana sau ci sau chi sau spațiul, depinde de filozofiile care denumesc în mod diferit acest element. Acest restul, prana, este hrana sufletului. Prana reprezintă esența vitală și energia subtilă care animă tot Ceea ce este viu, acest element invizibil și omniprezent este caracterizat uh, de forța divină și este considerat forță vitală care străbate universul și în același timp trăiește în fiecare ființă. Prana este respirația divină, este energie pură ce pătrunde în corpul nostru, odată cu fiecare inspirație. Prana, ca element esențial al Existenței, ne conectează la pulsul vieții și ne amintește că suntem interconectați cu întregul Univers prin această energie subtilă și revigorantă care ne ține în viață. Ce este de făcut ca să aducem cât mai multă hrană din aceste elemente pentru Templul care este corpul nostru? Știți foarte bine să ne plimbăm la soare, să ne expunem pielea la soare, la aer și la vânt. Să inspirăm aerul, având intenția să inspirăm și lumina solară ca hrană pentru celulele noastre. Să respirăm conștient, să mâncăm conștient, să avem recunoștință pentru toate cele cinci elemente. Să facem mișcare, să mâncăm sănătos, să medităm și să ne bucurăm că suntem în viață. Adoptând aceste practici în mod regulat, contribuim la hrănirea atât a corpului fizic cât și a aspectelor mai subtile și spirituale ale ființei. În concluzie, Navigând în complexitatea vieții noastre, am descoperit că cele cinci elemente: pământul, apa, focul, aerul și prana, nu sunt doar aspecte ale lumii înconjurătoare, ci și hrană esențială pentru trup și suflet. Așa cum pământul ne hrănește cu nutrienții săi, iar apa ne oferă viață elementele spirituale ale focului, aerului, și prana completează acest festin al existenței noastre. Astfel, aceste cinci elemente devin un meniu divin al vieții noastre, hrănindu-ne în călătoria noastră către o conștiență superioară. În acest festin al existenței, să ne amintim mereu să onorăm dragi ascultători și să prețuim aceste elemente, pentru că ele sunt și baza pe care se clătește frumusețea și armonia vieții noastre. Dragii mei ascultători, sper că v-a plăcut acest material și vă aștept cu drag la următoarea ediție. Până joia viitoare, rămâneți cu bine și aveți grijă să vă hrăniți ființa cu toate cele cinci elemente.